Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare cu titlul Tu și el sau ea încotro. Haideți să vedem ce ne rezervă cărțile pentru astăzi, pentru situația prin care veți trece în ziua de astăzi sau cât de curând. Da? Haideți să vedem despre ce vor vorbi cărțile pentru voi în această zi minunată. Iată, dragii mei, că etalarea de astăzi începe cu această carte a unei gravidități. Da? Această carte este corespondentă a împărătesei din Arcana Majoră. Se pare că cineva, poate că sunteți dumneavoastră, dragele mele, sunteți însărcinate, da? Sau văd că v-ați dorit unele dintre voi foarte mult acest lucru și în sfârșit acest lucru se împlinește. Sau poate cineva din anturajul dumneavoastră sau poate cineva din rudele apropiate este însărcinată și va aduce pe lume un copilaș. Iată că dacă se întâmplă așa, înseamnă că vă gândiți tot mai mult la a pune bazele unei familii, da, alături de partener sau de alături de partenerul dumneavoastră. De asemenea, această carte se poate referi la orice altă naștere din viața dumneavoastră, da? Poate că este un proiect la care vă gândiți foarte mult în această perioadă și căruia vreți să-i dați naștere. Poate că este o activitate nouă pe care vă doriți să o începeți, da? Toate aceste lucruri văd că vor prinde contur în această perioadă și se vor orienta din ce în ce mai mult spre viața voastră. Văd că vă veți deschide spre drumul care vă așteaptă de acum înainte, da? Aveți o... un optimism extraordinar, da? O încredere deosebită că lucrurile vor ieși exact așa cum vă doriți. Iată că partenerul dumneavoastră, dragele mele, văd că are cheia inimii tale și vei avea alături de acest partener un nou început, da? Odată cu această naștere vă va aștepta o nouă viață alături de acest copilaș al vostru. Haideți să vedem următoarea carte în etalare. Da, iată că despre această pasiune vorbim și în această relație a voastră. Se pare că dorințele voastre unul pentru celălalt sunt extraordinare și nu trebuie să vă mire, pentru că sentimentele dintre voi doi sunt și ele demne de a fi luate în considerare. Da? Nimic nu vă este străin când vorbiți unul despre celălalt. Știți și vreți să știți din ce în ce mai multe despre celălalt în relație sau despre cealaltă și iată, între voi este această chimie deosebită și din punct de vedere fizic sau sexual, da? Vă doriți această relație extraordinară în care să aveți și această împlinire în plan fizic și toate lucrurile se întâmplă după cum voi le doriți. Iată că este această persoană în viața dumneavoastră, partenerul dumneavoastră sau partenera, care pur și simplu tânjește după voi. Vă dorește foarte mult în orice clip a vieții sale, da? Pur și simplu ar vrea să fie cu voi tot timpul. Iată că despre această pasiune vorbim când ne referim la relația dintre voi doi. Dar de asemenea poate fi și, să știți, și o pasiune pe care o aveți pentru o anumită activitate din viața voastră, da? Poate că vă place foarte mult să croșetați sau să împletiți sau nu știu, sau să bucătăriți. Vă place foarte mult o activitate, să faceți o activitate. Și văd că vă veți îndrepta în perioada următoare spre a face din această activitate ceva mai mult, da? Adică ceva care să aducă și mai multă valoare în viețile voastre. Haideți să vedem și următoarea carte. Da, aceasta vorbește despre o nouă dragoste.
Iată că această carte se referă la aceia dintre voi care este posibil să fi plecat dintr-o relație anterioară și acum se pare că privesc în zare, da? Și iată că cineva nou apare la orizont și această persoană pare că este ceva mult mai bun decât persoana pe care ați avut-o anterior în relație, da? Se pare așadar că cineva nou vă captează interesul. Și cu această ocazie, iată, vă veți elibera din ce în ce mai mult de fostul sau de fosta. Veți uita definitiv de acesta sau de aceasta, orientându-vă tot mai mult spre această nouă persoană. Da? Această carte vorbește despre această nouă dragoste care apare la orizont în viața ta. Dar aduce în prim plan, bineînțeles, și ideea de etapă nouă în viața ta amoroasă. Da? Este posibil, exact cum am spus cu prima carte, aceea gravidității, este posibil ca un nou capitol să se scrie în viața ta începând din aceste momente. Da? Sunt lucruri din ce în ce mai semnificative care prind contur pentru tine, dragul meu sau draga mea. Și iată că nu în ultimul rând, trebuie să vă bucurați și voi. Așadar, iată că în această zi sau în zilele următoare vă veți lua o pauză de la activități, de la responsabilități și așa mai departe și vă veți lua câteva zile libere, pentru că nu-i așa, le meritați, dragii mei. Le meritați din plin pentru că ați făcut eforturi considerabile în ultima perioadă, ați muncit destul de mult și iată, a venit timpul să vă recalibrați, să vă refaceți forța interioară și nu puteți face acest lucru decât plecând undeva în vacanță. Da? Sau pur și simplu luându-vă câteva zile libere și odihnindu-vă mai mult sau relaxându-vă. Veți face acest lucru în perioada care urmează. Trebuie să recunoaștem că această ultimă săptămână din postul mare este o perioadă de vacanță pentru mulți dintre noi. Așadar, este foarte probabil ca mulți dintre voi, dragii mei, să vă regăsiți în această situație. Iată că o aventură vă așteaptă. Pe unii dintre voi vă așteaptă și călătoria, da? Un drum pe care vreți să-l faceți, dar oricum vă veți lua liber de la multe dintre responsabilitățile voastre zilnice, pentru că, după cum am spus, așa este bine și așa meritați și voi acum. Haideți să vedem, dragii mei, și câteva cărți din tarot. Da, iată că am avut mai devreme pasiunea, cartea pasiunii și acum apare cartea îndrăgostiților. Nimic nu este întâmplător cu aceste cărți de tarot, dragii mei, care vin să le sprijine pe cele de oracol. Iată că avem aici cartea îndrăgostiților, așadar se pare că între voi este clar o relație care nu mai are nevoie de nicio prezentare, o relație în care pasiunea este la ea acasă, da? Atracția la fel, nimic nu vă împiedică să vă simțiți ca doi adolescenți, ca doi tinerei, chiar dacă nu mai sunteți la prima tinerețe, vă place că sunteți așa, vă place să flirtați unul cu celălalt și iată aveți o relație pe care cei mai mulți dintre noi poate că am fi geloși. Da? Spun asta la modul pozitiv, nu la modul negativ, da? Nu trebuie să vă gândiți într-un sens negativ. Pur și simplu stârniți curiozitatea, aș putea spune, cel puțin atunci când apăreți împreună, da? Pentru că oamenii se întreabă cum de sunteți așa de bine, cum de vă înțelegeți atât de bine, cum de rezistați atât de bine împreună, da? Acest fel de întrebări le stârniți în momentul în care apăreți împreună, dragii mei. Iată că este momentul să vă bucurați că sunteți așa, să vă bucurați de plinătatea acestei relații pe care o aveți
și de sensul pe care îl dați fiecarei clipe pe care o petreceți împreună. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că aceasta este Regele de Săbii. Această carte vorbește despre o persoană extrem de rece pentru unii dintre voi, da? O persoană mai degrabă pusă pe a lua decizii importante pentru viața sa și pentru viața voastră, dacă sunteți alături de această persoană. Este rece de ce? Pentru că vrea să ia această decizie fără să fie implicat afectiv, da? Probabil că trebuie să ia această decizie cu referire la un anumit aspect sau la o anumită situație din viața sa. Și atunci trebuie să gândească totul la rece, această persoană. Dar mai văd și că această persoană este foarte înțeleaptă și că va lua decizia care este necesară pentru sine sau pentru voi amândoi în aceste momente. Dacă ești bărbat, dragul meu, este posibil să fie această persoană foarte dârză, foarte sigură pe ea în aceste momente, pe el, sigur pe el. Dacă ești femeie, draga mea, este posibil să ai alături de tine o asemenea persoană. Da. Și hai să mai vedem încă o carte. Iată că avem aici spânzuratul, dragii mei. Se pare că în viața voastră, după cum am văzut și la începutul etalării, se întâmplă evenimente și tot felul de întâmplări care vă fac să vă gândiți la faptul că da, domnule, a meritat așteptarea și pentru mine, sau iată că se întâmplă și pentru mine în sfârșit ceea ce am așteptat atâta timp să se întâmple. Sunt evenimente care vor determina o schimbare în personalitatea ta, da? Pentru că văd că unele dintre ele te vor lua pe neașteptate. Mă gândesc că dacă această etalare a început cu acel semn al gravidității, este posibil ca această graviditate să le ia în surprindere pe unele dintre voi, dragele mele. Să nu vă așteptați la această sarcină, da? Și totuși să rămâneți însărcinate, dumneavoastră sau cineva din jurul vostru. Da, această carte a spânzuratului arată și faptul că în această perioadă, probabil și având în vedere însemnătatea foarte, foarte mare din punct de vedere religios sau spiritual acestei săptămâni, săptămâna patimilor, da? Probabil și datorită acestor energii care se perindă pe lângă noi, vei trăi o adevărată revelație, da? Vei trăi o adevărată epifanie în viața ta. Se pare că fie vei afla niște adevăruri, fie un adevăr îți va fi revelat despre viața ta, despre partener, despre ce vrei tu. Hai să vedem, dragii mei, și o carte din oracol. Da, iată că această carte s-a întors, este cartea unor factori religioși. Se pare că viața ta amoroasă este influențată de direcția ta religioasă sau de calea spirituală pe care ai ales-o. Iată, dragii mei, că se pare că sunteți pe două căi diferite din punct de vedere spiritual, voi doi în relație, dar acest lucru nu o să stea niciodată împotriva voastră. Dimpotrivă, aveți deschidere unul spre celălalt, da? Deschidere și multă înțelegere. După cum am spus, oricum pe voi doi vă leagă o dragoste deosebită și o atracție deosebită, o pasiune extraordinară, așadar nu aveți de ce să vă faceți probleme. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!